prima vizită serioasă, Muzeul Metropolitan. Am bătut New York-ul într-o săptămână și jumătate la pas, reușind să localizez multe din atracțiile sale. Dar odată plecat cu bicicleta, mi-a fost de ajuns să fac un tur din Midtown în Upper Manhattan. Era cu totul altceva. Zăream obiective din goana bicicletei și când mi se părea ceva interesant, opream fără să am probleme cu parcarea. În New York, cea mai mare problemă. De la 8 până la 20 de dolari, numai 15 minute. Depinde cât era de aproape de Fifth Avenue. Câștigul se vedea pe zi ce trece. Pe lângă obiectivele însemnate pe hartă, apăreau altele noi, devenind acum o problemă părăsirea bicicletei pentru a intra și viziona obiectivele. În New York se merge cu lanțul de brâu și cu șaua ținută în mână. Imaginați-vă cum e să te plimbi în parc cu iubita, având șaua alături și lanțul de gât. Cum mi-ar fi stat așa blindat într-un muzeu? Aveam să aflu despre amplasarea Metropolitanului în prima plimbare din Central Park. Întâmplarea face să întreb pe un american. Mi se spune că se află pe Millennium Mile, continuarea lui Fifth Avenue, strada ce mărginește latura estică a parcului și mai mult că este cel mai grozav din lume prin găzduirea a milioane de obiecte. Veșnica evaluare cantitativă. Dar îmi vine întrebarea, câte muzee ați văzut din Europa? Ca acelea din Sankt Petersburg, Ermitajul sau Louvre-ul din Paris, Albertinum din Dresda, Sanssouci din Potsdam, Hradčany ori Loreta din Praga, British Museum ori Tower din Londra. Tăcere. O ține într-una cu milioanele de obiecte. Altfel, când pășești în Metropolitan, uiți de orice. Mai întâi, clădirea, veche, frumoasă, neobișnuită într-un oraș al formelor pe vertical. Mulțimea de trepte te conduce către intrarea în holul principal cu informații computerizate. Etajul întâi, cum îl denumesc americanii parterul, cuprinde în dreapta sălile dedicate artei egiptene, unde sunt aproximativ 36.000 de obiecte, începând din mileniul 5 înaintea erei noastre până la anul 400. La intrare, te întâmpină mormântul administratorului Perneb din vechiul regat egiptean din dinastia a V-a, 2380-2350 înaintea erei noastre. Cadou din anul 1913 de la Edward Harkness. Cum l-o fi obținut? Mormântul, descoperit la Saqqara, 25 de kilometri de Cairo, include o cameră mortuare cu un relief mare ce îl prezintă pe Perneb stând și primind ofrande de la apropiați. În stânga se află un sarcofag bine întreținut. Urmează un hol cu mii de obiecte din perioada de mijloc și nouă a regatului, sarcofage, mumii, statui, una reprezentând-o pe regina Hatshepsut, apoi câteva camere cu statui și sfinși. Deodată, la capătul unui culoar, apare o deschidere imensă într-o sală de o construcție modernă, cu siguranță adăugată clădirii vechi a muzeului. Este templul din Dendur, din perioada romană, anul 15 înaintea erei noastre, reconstruit în mărime naturală, piatră cu piatră, într-o sală gigantică dedicată special lui,
situată înspre Central Park. Templul e construit în onoarea lui Isis, soția lui Osiris, aflată în centru pe un platou, care domină intrarea în templul înconjurat de apă. În fața apei este o alee de sfinși cu fața de lei în mărime naturală. Întreaga scenă îți taie respirația și mă duce cu gândul la templul grecesc, mutat și el la fel piatră cu piatră, în muzeul Pergamon din Berlin, ori la calea procesională a regilor adusă tocmai din Babilon. Și, ca o coincidență, la numai 300 de metri în parc, în spatele celebrului muzeu, pe un deal, se află obeliscul Cleopatrei, numit și Cleopatra Nidl, vechi de peste 3600 de ani, pereche a celui din Londra, ambele aduse din Egipt. Cu siguranță, templul din Dendur și obeliscul Cleopatrei sunt cele mai valoroase din New York. Sălile egiptene conțin într-adevăr mii de obiecte, unele atât de rare încât nici chiar la Cairo nu le poți vedea. Remarc unele dintre ele care mi-au atras atenția. O barcă găsită în mormântul lui Mecheretre, un oficial din timpul faraonului Mentuhotep din dinastia 11-a, aflat într-o cabină mirosind o floare de lotus, asociată cu renașterea, în timp ce muzicanți îi fac plimbarea plăcută. Barca e executată dintr-un lemn ușor și e pictată atent cu detalii expresive de parcă ar fi chiar barca reală folosită de faraon. Este una din minunatele modele găsite de Herbert Winlock în 1920 în mormântul faraonului, multe dintre ele putând fi admirate în Muzeul Egiptean din Cairo. Ele reconstituie în miniatură viața din timpul faraonilor și, din acest motiv, se constituie drept capodopere atunci când înfrumusețează muzeele. Pectoralul prințesei Sathator Yunet este un alt prilej de a admira uluitoarea tehnică de bijutieri profesioniști a maestrilor din acele vechi timpuri, grația încrustării celor 372 de piese din pietre semiprețioase în cloazone de aur cu desene heraldice de un simbolism remarcabil. Linii în zigzag, ce reprezintă apele primordiale din care se ridică înălțimile, vulturi simbolizând zeul Soare, suprema putere a Universului, cartușe înscrise pe tronul lui Senusret II, ancuri ce înseamnă viață, alături de cobrele protectoare. Toate acestea reafirmând că viața și existența în acele timpuri erau descrise ca făcând parte din Universul creat și susținut de Supremul Zeu. Bijuteriile erau purtate de soțiile faraonilor și arătau puterea supraumană, ca și suportul pentru suveran și garanția divinei ordini pe pământ. Alături de cele prezente în muzeul din Cairo, bijuteriile prințesei demonstrează maestria artiștilor vremii. Nici nu-ți vine să crezi că ele au fost executate cu atâta migală și rafinament cu 5.000 de ani în urmă. Sfinșii reprezentau pentru egipteni pe cuceritori și erau puși în fața locurilor sacre, drept gardieni, dar și pe aleile fastoase ale intrărilor în temple. Cei prezenți aici sunt perfect sculptați în granit în carierele din Nubia, din sudul țării, și redau cu efect trecerea de la corpul de animal la cel cu cap uman, uneori având pe margini cartușe cu nume.
Unul din faianță albastră îl reprezintă pe Amenhotep III. O grațioasă statuie reprezintă pe Hatshepsut, fiica lui Tutmosis, singura regină faraon care a reușit printr-o domnie de 20 de ani să ridice multe construcții și obeliscuri, dar mai ales superbul templu în terase din Valea Legilor de la Deir el-Bahari. O altă statuie din aur îl reprezintă pe zeul suprem Amun. Aur, foarte mult aur în comorile faraonilor. Și asta se datorează asocierii culorii lui cu aceea a soarelui, zeul suprem Ra. Vizitând însă comorile din muzeul din Cairo, realizez că aurul, chiar excesiv folosit, era transformat în superbe capodopere. Măștele feței, sarcofage, coroane, colane, pectorale și bijuterii, cum rar întâlnești în muzeele lumii, cum rar întâlnești și celebrele portrete de la Havara, descoperite în Oaza Fayum din Egipt, din perioada romană, prezente și ele aici în muzeu. Ca muzeu, nu te poți situa în primele 10 din lume dacă nu ai expus măcar un singur portret de tip Fayum. Unul dintre ele, un cap de tânăr, e prezent aici îmbrăcat în haine romane și era pus pe fața mumiei. Redarea elaborată a chipurilor prin metoda encaustică, folosind pigmenți amestecați cu ceară caldă, fac din aceste portrete de peste 2000 de ani adevărați precursori ai artei renascentine. Tot aici, dar în stânga holului principal, întâlnești sălile de artă modernă, artă greacă și romană, sculptură europeană și arte decorative. La loc de cinste, brâncuș, cu pasăre în zbor, o marmură albă impresionantă care te apropie cuceritor.